Suntem cu doamna dr. Irina Popa, medic-neurolog cu domeniul de interes în epilepsie. Stăm de vorbă despre femeile care suferă de această boală și vor să aibă un copil. Doamna doctor, în ce măsură diagnosticul de epilepsie descurajează pacientele dumneavoastră să aibă copii? Acest lucru se întâmplă într-o măsură destul de mare. În primul rând, ceea ce descurajează este ideea că poate să transmită boala mai departe. Un alt lucru care descurajează femeile cu epilepsie să aibă în continuare o sarcină este faptul că boala nu e controlată, pentru că prezintă în continuare crize, sau ideea că medicamentele pe care le iau pentru a controla crizele ar putea să dăuneze într-un fel fătului. Și de adevărat, medicamentele ar putea să dăuneze fătului? O femeie cu epilepsie, cu tratament corespunzător, ar putea să aibă un risc de până la 6% să dea naștere unui făt cu malformații majore. Acest risc poate să crească dacă opțiunea tratamentului este nefavorabilă, adică sunt clar unele medicamente antiepileptice care sunt asociate cu malformații majore. În momentul în care rămâne însărcinată o pacientă care este sub tratament, ce trebuie să facă? E la ea acasă și vede testul cu două liniuțe. Oprește singură tratamentul medicamentos sau vine imediat la medicul neurolog? Ideal pentru femeile cu epilepsie este să evite astfel de scenarii. Adică ne dorim ca orice sarcină în cazul unei femei cu epilepsie să fie planificată. În principal am avea nevoie de un timp de aproximativ 9-12 luni anterior unei sarcini, fără crize. Un moment în care să găsim un antiepileptic fără reacții adverse, cel puțin asupra fătului, și să vedem un dozaj al acelui medicament în sânge. Ulterior să planificăm sarcina, să monitorizăm nivelul antiepilepticului în sânge și să vedem dacă trebuie să efectuăm anumite modificări în dozaj. Dar în general, sarcina stimulează un număr mai frecvent de crize convulsive? În marea majoritate a cazurilor, frecvența crizelor în timpul sarcinii rămâne neschimbată. Cred că cea mai mare temere a unei astfel de mame este să nu-și transmită boala mai departe copilului ei. Ce părere aveți despre asta? Epilepsia nu este o boală unică. Există aproape 20 sau 30 sau 100 de boli care poate să genereze crize de epilepsie. Astfel că acest risc de a transmite boala mai departe este strict conectat de cauza epilepsiei. Dacă e o epilepsie generalizată, genetică, ar avea un risc de transmitere, pe când dacă vorbim de alte tipuri de epilepsie, riscul de transmitere scade. Voiam să vă mai întreb de medicamentele după naștere. Poate alăpta o pacientă sub tratament? Da, evident că pe parcursul sarcinii fătul a fost expus deja la medicamentul antiepileptic, motiv pentru care chiar dacă el se secretă în laptele matern, nu prezintă contraindicații. Evident, și aici trebuie fiecare decizie ulterioară trebuie luată individuală pe pacientă. Există riscul ca în timpul nașterii, fie că e naturală sau prin cezariană, femeia să sufere o criză convulsivă? Acum, dacă boala este controlată, acest risc e destul de mic. Există anumite studii care au monitorizat riscul despre care discutăm acum și e undeva până la 4-5%. S-a demonstrat că un anumit tip de epilepsie, adică epilepsia generalizată, idiopatică, e corelată cu un risc mai mare de crize în timpul nașterii și, de asemenea, nivelul plasmatic al antiepilepticului, adică concentrația medicamentului în sânge, este corelată cu riscul de a avea o criză în timpul sarcinii. Adică dacă nivelul este terapeutic, riscul e aproape zero. Dacă avem un nivel subterapeutic al medicamentului în sânge, atunci ne putem pune problema care
surveni o criză în timpul nașterii. Și în final, ca un fel de concluzie, ce ați transmite pacientelor dumneavoastră care au epilepsie și sunt la vârsta în care ar putea avea un copil? Ok, cred că cel mai important lucru pentru orice pacient cu epilepsie este să investigheze foarte bine boala lui, adică să ajungem până la cauză, să vedem dacă putem să propunem un anumit tratament care să se adreseze în prima fază cauzei epilepsiei. Și pentru femeile cu epilepsie la vârsta fertilității este să, împreună cu neurologul în care le urmăresc, să găsească un medicament compatibil cu o sarcină. Ulterior să planifice sarcina, să aibă controle regulate și împreună cu ginecologul și neurologul să genereze cel mai bun scenariu pentru un copil sănătos. Super! Mulțumim frumos! Și mulțumesc!